citit articolul scris chiar de dumneavoastră în Financial Times, care se chema Cum am renunțat la economie la Londra pentru o viață nouă pe o insulă grecească. Și mi se pare că ați făcut un pas la care foarte mulți oameni visează, dar foarte puțini sunt dispuși în realitate să-l facă. Prima întrebare ar fi, ce făceați la Londra în perioada respectivă, înainte de a deveni investitor în turism, ca să zic așa, în Grecia? Cu ce vă ocupați mai exact? Lucram ca economist în City și, da, ați spus că multe lume visează la asta. Noi, până nu am văzut casa, noi nu visam la un hotel. Pentru noi, a deschide un hotel a fost modalitatea de a cumpăra casa care ne-a plăcut foarte mult, pe o insulă care ne-a plăcut foarte mult. Deci dumneavoastră erați în perioada respectivă în vacanță sau erați în Grecia în vacanță? Sau? Eram în Grecia în vacanță, a venit și familia mea, mama și sora mea. Și ele nu mai fuseseră pe insulă, le-a plăcut foarte mult. Și au zis că dacă tot avem de gând să ne facem concediile aici, să ne cumpărăm un apartament de vacanță. Sora mea avea niște bani pe care vrea să investească și am început să căutăm. Deci ați căutat la început o casă mică pentru a vă acoperi nevoile familiei dumneavoastră. Da, întrebarea ar fi, erați familiarizați cu insula, o știați, ați fost de mai multe ori acolo? Adică cum ați ajuns în Siros și nu în altă parte? Da, eu știam insula, făceam concediile aici de vreo 5 ani. Veneam în fiecare septembrie, 2-3 săptămâni. Am înțeles, deci știați locul respectiv. Și cum ați ajuns, să cum ați descoperit clădirea? Din greșeală. Noi tot timpul căutam fie un apartament, fie o casă mică, dar de tot ce vedeam avea câte o problemă. Ba n-avea vedere la mare, ba era prea mică, ba era într-o stare foarte proastă și nu vreau chiar să ne apucăm să reconstruim o clădire. Și am căutat un an și la un moment dat mama și sora mea cred că au trecut prin fața casei și l-au întrebat pe agent dacă e de vânzare, dacă pot să o vadă. Ok. Așa de curiozitate, fără vreo intenție să o cumpere, că știam că e mult peste bugetul nostru. Era o casă părăsită. Întrebarea ar fi cum de o astfel de casă monumentală, înțeleg, era părăsită. Adică care era povestea ei? Sunt sute, dacă nu mii de case frumoase în Siros părăsite, din păcate. Casa a fost construită de o familie de armatori, se spune în română? Shippers. Armatori, da. Au locuit în ea, au vândut-o, cred că prin anii 50 și a cumpărat o altă familie de armatori. După aceea a fost sediul piscului cicladic. Mm-hmm. Ultimii 10 ani sau 15 ani a stat goală. Investitorul care a cumpărat-o nu și-a permis să o renoveze și a așteptat să apară cineva să o cumpere. În comparație cu alte clădiri neoclasice din Siros, asta a fost într-o stare destul de bună. Nu a avut probleme structurale, probleme gen găuri în acoperiș sau așa ceva, n-au existat. Dar de ce spuneți că sunt foarte multe case de genul acesta, istorice, care sunt părăsite? Adică nu există investitori care ar putea să le ia, să le transforme în, nu știu, cum ați făcut dumneavoastră, hotel? Adică care e situația imobiliară în zonă de lucrurile stau așa? Sunt două aspecte. Unul e că Grecia a trecut prin criza aceea, știți, foarte lungă și foarte grea. Investitorii locali, mulți nu au avut bani, iar investitorilor străini le-a fost frică de ce va urma. Iar cealaltă problemă este că e foarte greu, în general, să obții aprobări în centru istoric, în Ermopule. Noi am avut noroc, fiindcă clădirea asta are mai puțin de 100 de ani și se încadrează
nu, de exemplu, nu ne-a trebuit aprobare de la Ministerul Culturii din Atena, care ar fi însemnat să așteptăm 2-3 ani doar pentru aprobare. Un investitor vrea să știe că va primi o aprobare de construcție relativ repede. Majoritatea oamenilor nu sunt pregătiți să aștepte atât de mult. Cât a durat din momentul în care ați cumpărat clădirea până când ați transformat-o într-un hotel? 2 ani. Am început renovarea în 2018 și am deschis în anul trecut vara. Hotelul nu era complet gata. Așa că dacă până la momentul în care hotelul a fost finalizat, zicem 2 ani jumate, că am terminat asta iarnă. Am înțeles. O astfel de casă veche, nu știu că sunt zvonuri, spuneați și dumneavoastră în articol, are secrete, nu? Că ar fi tuneluri, că ar fi, eu știu, poate ați găsit și comori pe acolo. Cum e în realitate? Ați intrat așa, ați făcut o mică, eu știu, cercetare? Să vedeți ce e prin subsol, ce e prin, nu știu, habar. Da, partea cu episodul cu tunelul a fost amuzant. Câțiva dintre muncitori ne-au povestit că au fost într-un tunel care ar duce de sub casa noastră, la care avea o ieșire la mare și era folosit de pentru contrabandă. Evident, mi s-a părut o poveste foarte interesantă, s-a trezit copilul din mine și am încercat să găsim acest tunel. Din păcate, nimeni nu-și aduce aminte pe unde a intrat în el. Am făcut multe găuri, am găsit, povesteam și în articol, am găsit cărămizi pe care erau inscripționate British Made și am fost destul de surprinsă să aflu că Tiros la un moment dat era atât de bogat încât importa cărămizi din Marea Britanie. Dar nu, nici comoară, nici tunel, din păcate. Am înțeles. Turismul cum e în insulă? Este dezvoltat? Turismul intern este foarte dezvoltat. Tiros e popular cu greci și e insula, poate e insula preferată pentru excursii de Paște. De ce? Are niște locuri religioase sau de ce spune de asta? Poate fiindcă e o insulă mai, un spirit mai urban și de Paște, nefiind întotdeauna așa cald, oamenii mai vor să poată să și viziteze ceva, să nu fie doar vorba de în not. Turiști străini sunt pe insulă? Sunt, dar mult mai... Depinde cu cine comparăm. Dacă ne comparăm cu Mykonos sau cu Santorini, foarte puțin. În timpul verii, a zice 50-50, străini și greci. Dar nu un număr așa mare ca în insule cele mai cunoscute. Și care este percepția localnicilor față de turism, de turiști în general? Adică sunt mai degrabă, nu știu, reticenți, adică ar vrea să-i țină mai departe de insula lor sau sunt foarte deschiși și, nu știu, doresc să profite de pe urma turismului de masă? Nu cred că își doresc neapărat turism de masă. Sunt deschiși la turism, dar ar vrea, majoritatea oamenilor cu care am vorbit eu, vor să, ca insula să-și păstreze caracterul, să nu se transforme într-un loc foarte comercial și... Dacă ați fost în locuri, în insule grecești care sunt foarte turistice, știți la ce mă refer. Da, unde toți oamenii pe care îi întâlnești nu sunt de pe insula respectivă, ci vin doar ca să lucreze acolo. Nu există un spirit local, totul e mort în timpul iernii sau oricum în afara sezonului. Siros nu e așa. Sunt evenimente tot anul, orașul e, insula e locuită tot anul, sunt vreo 25.000 de locuitori, sunt studenți, baruri, restaurante, pline de localnici.
Și din ce trăiesc oamenii? Care sunt principalele industrii, ca să zic așa, ale insulei? Un șantier naval, care a rămas de pe vremea când Siros era principalul centru comercial și naval din Mediterana de Est. Și sunt multe instituții publice, insula fiind capitala grupului de insule cicladice. Este tribunal, spital, toate instituțiile publice. Este universitate. Uh-huh. Da, și restul turism. Acum, cum v-au perceput localnicii pe dumneavoastră? Presupun că erau și alți investitori în turism. Adică v-au privit cu reticență? Cum au văzut apariția unui nou hotel pe insulă? În general, lumea s-a bucurat că renovăm clădirea asta, fiind o clădire frumoasă, admirată și mulți își aduceau aminte de ea când era locuită și ca fiind un loc deosebit. Dacă toată lumea a fost foarte pozitivă la ideea ca cineva să transforme clădirea într-un loc frumos și din nou vizitat. Deci a fost o atitudine pozitivă. Da, da. Clar. În ceea ce privește apariția unui nou hotel în oraș, având în vedere că localnicii nu doresc chiar așa turiști de masă, aici cum au privit? Hotelul nostru e micuț, 9 camere, nu cred că s-a gândit nimeni la el ca fiind un prim pas spre turismul de masă. Mm-hmm. Cum a fost în pandemie? Erați un investitor în turism, ați fost ajutați de autoritățile din Grecia? Din păcate nu, fiindcă nu ne-am încadrat la criteriile necesare. Ajutoarele pentru hoteluri și restaurante au fost în funcție de cifra de afaceri din anii anteriori și noi nu am deschis decât anul trecut, nu ne-am încadrat. Deci n-ați fost ajutat. Și în perioada aceasta cum v-ați descurcat? Adică din ce ați trăit mai concret? Eu personal am în continuare un contract de freelancer cu firma la care am lucrat în Londra și cheltuielile hotelului, m-am povestit în articol, sora mea lucrează în Cercul Polar. I-a ținut hotelul tot timpul ăsta. Am înțeles. Pe altă parte, din câte am înțeles bine, ați accesat un credit imobiliar pentru a cumpăra casa, nu? Da. Dar asta a fost acum 3 ani. Ok. Ați găsit ușor finanțare atunci? Nu. A fost complicat, fiindcă Grecia încă nu ieșise din criză. Până la urmă, chiar am avut o singură ofertă de la o bancă grecească. Nu am putut apela la o bancă străină, fiindcă nu acordă credite în țări în care nu au sucursală. Okay. Așa că am depins de sistemul financiar grecesc, care era la momentul acela într-o mare criză. Da, cum este sistemul financiar grecesc comparativ cu altele? Că dumneavoastră chiar stăteți în domeniu și bănesc că puteți să faceți o comparație. Adică creditul a fost unul avantajos sau a fost unul... Nu știu. Nu, n-aș spune. Nefiind concurență, nu e avantajos pentru clienți. Adică mai degrabă luați un credit dintr-o bancă londoneză sau în altă parte decât din Grecia. Am de ales categoric, da. Da. Și revenind la pandemie, practic ați avut deschis doar cât? O lună? Cât ați avut deschis hotelul? 3 luni. Am deschis la sfârșitul lui iulie și am închis când a început al doilea lockdown, la începutul lui noiembrie. Și în perioada aceasta ați avut turiști? Cum au mers lucrurile? În august am avut toate camerele pe care le deschisese în pline și în octombrie a fost destul de multă lume. Dar nu se compară cu un an normal, cum ne-am așteptat să fie într-un an normal. Pentru noi a fost totuși bine că am vrut să obținem recenzii, e important pentru un hotel care se lansează.
și pentru a obține experiență, a testa piața. Piața, da. Și cred că și presa pe care am obținut-o a fost dată de faptul că am deschis anul trecut și by word of mouth. Ce... Care conceptul e de boutique hotel sau cum îl, unde îl încadrați? Da, e boutique hotel cu focus pe artă, avem o galerie de artă și da, începând cu anul ăsta vom avea și artist residencies. Avem un studio în care un pictor sau fotograf sau sculptor ar putea lucra, sta la hotel și expune în galeria care va sta la dispoziție. Toate camerele au obiecte de artă originale. Și, da, și cred că și designul e important. Da. Cum sunteți acum, având în vedere că puteți face o comparație deja între viața dumneavoastră dinainte, când lucrați în, nu știu, într-o companie londoneză, și viața de acum? Adică aveți regrete sau, nu știu, vi se pare că sunteți mai bine? Nu am regrete. A fost într-adevăr mult mai greu decât m-am așteptat, dar îmi pare bine că am făcut asta și sper că va deveni puțin mai ușor de acum încolo. Cât costă o cameră, zicem, în medie la dumneavoastră? În medie? Da. Medie în plin sezon, 300 de euro cu mic dejun. 300 de euro, a spus, cu mic dejun. Da. Și asta o încadrează cam la piața premium, nu? Adică e mult peste media prețurilor din insulă. Da, este. Adică ați vizat de la început acest target sau v-ați reorientat în timp? Sau din momentul în care ați cumpărat clădirea v-ați dat seama că asta trebuie să fie un hotel de lux, ca să zic așa? Da, dacă am dorit să facem o restaurare foarte bună și atunci nu se putea decât dacă transformam clădirea într-un hotel de lux.